Salut, băieții! Fete, bine v-am găsit la un episod din ăsta, deci da, la un Crista din ăsta, dar de data asta pe Clash Royale și Crista toată chestia am fost făcut pe telefon, deci da, o să fac și eu o serie pe telefon. Crista de astea pe telefon, pentru că da, de ce nu? Și am și brusta acolo, deci da, acest Crista e făcut mai de mult oricum, dar da. Deci da, pe acolo o să fac și pe Brawl Stars. Vreau și pe vreo să fac acum Crimson, dar e greu de făcut Crimson, de pe acolo. Așa, și m-am vrut cu ceva jocuri, eu o să fac pe acolo, oricum pe acolo. Dar oricum pe Clash Royale sau o să fie, o să fac nebunii mari chestii de astea. Da. Deci da, m-am bătut cu Madara Hukia. Hukia. Achea frumos. L-am bătut pe Madara. L-am spart pe Madara Hukia. Deci da, aici mă băteam frumos, băgam vikings, băgam de toate, băgam armata, băgam achia, tot ce trebuie. Eram OP, atunci era, mă rog, aici era toate 130 de trofee, era, oricum era easy. Easy peasy, cum s-ar spune. Sau ce se spune acum, vreo câțiva ani, prin 2016, mamă, că vremuri bune. De frumos pachia, m-am bătut pachia cu... Deci da, l-am bătut pe Madara Hukia. Date baio! Date baio, date baio, baio. Date banea! Date banea! Să nu, nea! Dar nea, ca pisica, mă rog. Date bane! Date bane și nu mai știu că mai era o versiune așa. Chestiile, că, cum spunea bunica lui Naruto, parcă, sau nu mai știu cine, mă rog. Da. Date ba eu, date ba eu, l-am bătut pe Madara Hukia, Genzitsu Omiru. Genjitsu o miru. Direct, l-am bătut. Mă pot și eu lăuda acum. Mă laud acum la prietenii mei. Băi, l-am bătut pe Madara Hukia. Pe Clash Royale. Da. Da, mă rog, ăsta a fost episodul. La revedere. I remember, like and subscribe.